un defect datorită execuției proaste, lucrul acesta l-am mai spus și cu alte ocazii, a conductei și a branșamentului, a apărut acest defect care a fost remediat în foarte scurt timp de către echipa de intervenție a ATM-ului. Ceea ce vă mai pot spune este că toate cheltuielile aferente acestui eveniment vor fi suportate de către constructor, iar refacerea va fi făcută de același constructor care a realizat strada respectivă până la faza de stratul de uzură.